În Sfânta Evanghelie după Marcu, la capitolul 13, versetul 31, găsim cuvintele: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Biblia, din mii și milioane de volume, din tot ce a scris oamenii cândva, mai scumpă decât orice pe lume, cartea vieții, Sfânta Biblia. Prin ea cunoaștem azi pe Creatorul, prin ea cunoaștem tot ce a făcut, prin ea se oglindește viitorul și sutele de veacuri ce-a trecut. Prin ea vorbește Domnul omenirii și spune să se întoarcă din păcat. Din ea țâșnesc izvoarele iubirii și sângele ce ne-a răscumpărat. Ea nu e o carte ca și celelalte, ea e cuvântul celui veșnic sfânt, e taina lucrurilor prea înalte ce a lăsat Domnul pe pământ. Și în cartea asta, plină de îndurare, îmi spune mie că sunt păcătos, că eu eram sortit pentru pierzare, însă în locul meu a murit Hristos. O, câte pace, câte fericire în cartea asta sfântă am aflat, oceane mari și fluvii de iubire, sufletul meu gol mi-a inundat, viața mi-a umplut-o de lumine, în pieptul meu un cer întreg a pus, m-a ridicat din pulvere și în inimă mi-a pus cuvântul lui Iisus. Mi-a dat putere să iau crucea în spate, mi-a dat ce alte cărți nu putea să-mi dea, belșug de pace și de bunătate am câștigat, citind mereu din ea. O, carte sfântă, Biblie divină, te-oi adori, te-oi iubi mereu, în cale înguste tu mi-ești lumine și pașii mei îndrept spre Dumnezeu. În cartea asta pot afla iertarea și tu, ascultătorule iubit, și viața ta va fi o binecuvântare, așa cum tu nici când nu te-ai gândit. Și vei vedea că Domnul e iubire, vei simți lucrând la viața ta, descătușat de pofte și de rele, pe El cu bucurie vei urma. O, nu respinge harul mântuirii, nu refuza chemarea ce auzi, întoarce-te din bezna rătăcirii și nu încerca de Domnul să te ascunzi, căci soarele și luna se vor piere, se va topi și cer și pământ, dar neclintit rămâneva în picioare, în veci de veci, al Domnului cuvânt. Amin.